Racla cu cinstitul brâu al Maicii Domnului este, iată, pentru a cincea oară prezent în voluntari. Până astăzi, deja foarte, foarte mulți credincioși au mers să se închine, iar colega noastră, Valeria Boraciu, este acolo, la fața locului, să ne spună puțin despre cum se simte în această dimineață atmosfera de la Catedrala Sfintei Cuvioase Parascheva. Bună dimineața! Bun găsit, Georgia! Bună ziua tuturor! Este a doua zi de pelerinaj. Trebuie să vă spun că ieri au fost prezenți aproximativ 7.000 de oameni care au venit aici să se roage la Sfintele Racle și astăzi sunt așteptați foarte mulți oameni. Trebuie să vă spun că atmosfera de aici este una de liniște și pace, însă despre ce se va întâmpla astăzi o să vorbim cu domnul Mihai Cocoș, teolog. Bună ziua! Bună ziua! Ați putea să-mi spuneți, vă rog, ce se va întâmpla mai exact astăzi aici, în a doua zi de pelerinaj? Păi, dacă ieri au fost 7.000 de oameni, astăzi ne așteptăm ca numărul pelerinilor să crească și ajungem la vreo 10.000, ca la sfârșitul pelerinajului și ajungem la 70-80.000 de pelerini care să vină să se închine la cinstitul brâu al Maicii Domnului și la moaștele Sfântului Cuvios Stelian. Dacă în anul 2018, la propunerea domnului primar Pandele Florentin Costel și cu aprobarea Consiliului Local al Orașului Voluntar, orașul voluntar a fost declarat oraș al credinței și știm foarte bine că pe sigla orașului voluntar scrie nimic fără de Dumnezeu, noi ca voluntarieni așteptăm ca un număr cât mai mare de pelerini să ne calce pragul, să vină să se închine la cinstitul brâu al Maicii Domnului și la moaștele Sfântului Cuvios Stelian. Ieri am văzut foarte multe mame cu copii, părinți cu diferite probleme ale copiilor care au venit să închine la moaștele Sfântului Cuvios Stelian și la cinstitul brâu al Maicii Domnului. Aș vrea dacă puteți să-mi vorbiți un pic din punct de vedere istoric al acestui brâu special al Maicii Domnului. Da, cunoaștem din Sfânta Tradiție că cinstitul brâu al Maicii Domnului a fost țesut însăși de Maica Domnului și a fost țesut din păr de cămilă. Și la ridicarea la ceruri a fost dat Sfântului Apostol Toma, iar din decursul istoriei știm că a fost păstrat de către două creștine evlavioase, iar în timpul împăratului Arcadie, cinstitul brâu a fost așezat într-o raclă sfântă, denumită și racla sfântă, în Biserica Sfinților Apostoli. În secolul al XII-lea, părți din Sfântul brâu al Maicii Domnului au fost luate și de către cruciații care au cucerit Constantinopolul la 1204 și au fost duse în vestul Europei. Aflăm din Sfânta Tradiție că se păstrează acum la Biserica La Puy Notre-Dame din Franța. Mai avem părticele din parte din cinstitul brâu al Maicii Domnului la Biserica Zugdidi din Georgia. Iar cea mai mare parte a cinstitului brâu al Maicii Domnului se găsește la mănăstirea Vatopedu, care în anul 1522 a fost donat mănăstirii Catoxenia, străina de jos, pentru că în acele vremuri era o epidemie mare de ciumă și în momentul când a fost adus cinstitul brâu al Maicii Domnului în regiunea Volosului, la Catoxenia, epidemia de ciumă s-a încheiat și vedem că în decursul istoriei foarte multe epidemii și necazuri care s-au întâmplat în lume au fost rezolvate cu numai prin credință și prin faptul că Maica Domnului este ocrotitoarea și cea din timp mijlocitoarea noastră înaintea Fiului cel prea iubit al Domnului nostru Iisus Hristos. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție, așadar noi rămânem aici în continuare și vedem ce se va întâmpla și bineînțeles vă ținem și pe dumneavoastră la curent. Mulțumim tare mult, Valerie, pentru această intervenție. Rămâneți alături de Metropola TV, veți afla pe parcursul zilei și mai multe informații despre acest eveniment deosebit pentru orașul voluntari. Și iată că ne adresăm și Ilfovului și Bucureștiului, pentru că are loc un proiect deosebit de important, un proiect de screening pentru cancerul colorectal. Alături de noi se află doamna doctor Daciana Toma, medic de familie și coordonatorul acestui proiect pe București și Ilfov. Bună dimineața, bine ați revenit!
Vă mulțumesc pentru invitație și salut cu drag telespectatorii. Mulțumim și noi că astăzi veniți să adresați acest proiect celor care ne urmăresc. Aș vrea să le povestim și lor puțin ce ne-ați spus nouă mai devreme despre această formă de cancer și despre importanța acestui proiect pe care, iată, dumneavoastră sperați să-l faceți acest program proiect, național. Da, acest proiect reprezintă o șansă pentru oricare dintre noi. De ce? Pentru că acest cancer colorectal este una dintre marile probleme de sănătate la nivel mondial și Organizația Mondială a Sănătății menționează acest lucru. Cancerele sunt una dintre pe primele patru locuri de cauză de îmbolnăvire și de deces la nivel mondial. În România, dintre cancere, cancerul colorectal este pe al doilea loc după cancerul pulmonar. Undeva cam 13-14% dintre cazurile de cancer sunt cancer colorectal. Ce înseamnă cancer colorectal? Cancer la nivelul colonului, respectiv a rectului, adică la intestinul gros, ca să știm despre ce vorbim. Da? Și în ceea ce privește mortalitatea, este o cauză tot așa, pe al doilea loc după cancerul pulmonar. Vestea bună este că, depistat în stadii precoce și tratat corespunzător, că aici este marea veste bună, să zic, depistat precoce, supraviețuirea la 5 ani este la 90% și sigur și voi aveți cunoștințe care au avut cancer de colon, care tratați corespunzător sunt bine mersi, se vindecă. În schimb, dacă e depistat în stadii avansate, supraviețuirea la 5 ani este undeva la 15%. Adică scade dramatic șansa de a supraviețui acestei boli. Și atunci venim cu acest program adresat pacienților cu vârstă între 50-74 de ani care au domiciliu de reședință sau domiciliu stabil în București sau Ilfov și care pot să facă screening. Adică, tu consider că n-ai nicio problemă de sănătate, că asta înseamnă de fapt screening. Tu consider că n-ai nicio problemă de sănătate, nici nu te gândești că s-ar putea să ai cancer colorectal, faci un test care este foarte simplu și care se face de fapt acasă și vezi care e rezultatul. Aștepți care e rezultatul. Trebuie spus că partener în acest program, programul de altfel se cheamă ROCAS 2, partener, liderul în acest program este Spitalul Militar Central. Asta înseamnă că la pacienții care au risc crescut sau la pacienții la care acest test despre care vorbim iese pozitiv, vor face gratuit colonoscopii cu anestezie generală la Spitalul Militar Central. Acum, noi am mai vorbit de atâtea ori, Georgia, despre accesul pacienților, despre cum este accesul pacienților la servicii medicale. Și din păcate știm că este dificil. Din păcate știm că ne-am învățat să mergem la doctor atunci când ne doare ceva și atunci găsim sau nu găsim fonduri pentru diferite investigații. Iată că avem șansa de a face ceva pentru sănătatea noastră înainte de a fi devenit cu adevărat o problemă foarte mare. Și trebuie spus faptul că este foarte interesant la cancerul colorectal faptul că nu vine la un moment dat și zice pacientul, cred că am cancer colorectal. Modul în care se manifestă acest tip de cancer, prin durere, prin anemie, cel mai simplu e când se manifestă prin tulburări, prin modificări ale tranzitului intestinal, alternanță de diaree cu constipație. Atunci ai în minte, s-ar putea să fie un cancer colorectal. Dar în momentul în care tu ai durere, să zicem, care mimează o coxartroză, în momentul în care ai anemie la o femeie care are un fibrom uterin, sunt foarte multe manifestări care te pot duce ușor cu gândul către altă boală și este un motiv pentru care nu te gândești ca medic de familie, primul lucru, hai să-l trimit să facă o colonoscopie. Nu mai vorbim de faptul că hai să vedem unde găsim loc să facem o colonoscopie dacă avem nevoie și mai ales în condițiile pe care le oferă echipa de la Spitalul Militar Central. De-aia vă zic că este
o șansă pentru pacienți. Intrarea în proiect se face prin medicul de familie. Medicii de familie pot să se afilieze acestui proiect și pacienții se duc la medicul de familie, li se completează datele personale în programul respectiv, se pun 4-5 întrebări, este un chestionar ca să te orienteze asupra riscului pe care îl are pacientul. Dacă are risc crescut, îi se face direct recomandare de colonoscopie. Dacă are risc standard, primește acest test FIT, care presupune că acasă depistează dacă sunt sângerări în scaun și, de fapt, pacientul își face singur acasă recoltarea, aduce testul la medicul de familie. În cazul în care rezultatul este pozitiv și are nevoie de colonoscopie, nu trebuie să-și bată capul pacientul să meargă să-și facă programare. Totul se desfășoară cursiv și echipa de medici de la Spitalul Militar contactează pacientul pentru programare și totul se desfășoară în regulă. Separat de asta, trebuie menționat faptul că sunt colegii de la COPAC, de la Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, care practic, mie îmi place să spun că ei sunt liantul în tot acest proiect. Ei asigură și mai mult sau sprijină în orice moment pacientul, medicul de familie, echipa de la Spitalul Militar Central. Din toate discuțiile pe care le-am avut aici la matinal cu medicii care ne-au trecut pragul, atunci când vorbeam despre diferite tipuri de cancer, am putut să trag o concluzie generală, aceea că prima armă pe care o ai în lupta împotriva cancerului este să-l descoperi la timp. Ne-am plâns mult că nu avem programe naționale de screening, dar iată că acum avem parte de un proiect pe care, exact, dacă luăm în seamă și facem pașii de a merge către medicul de familie și de a ne înscrie, putem oare să-l transformăm în program național? Noi sperăm ca rezultatele din acest proiect să convingă autoritățile că e nevoie de un program de screening. Gândiți-vă că dintre testele returnate, teste FIT, 5,66% au fost pozitive, iar dintre colonoscopiile efectuate, 4,8% au depistat cancer. Știi, depinde cum privești procentul ăsta, că poți să zici, na, mare lucru, 4,8%, dar dacă te gândești că poate e cineva apropiat ție sau poate ești chiar tu, deja te pune pe gânduri și te trec fiorii. Că acești oameni sunt oameni care, practic, au primit șansa la viață. Depistat la timp și tratat corespunzător, da, îți dă șansa la viață. Ceea ce este important să menționez este faptul că de acest proiect beneficiază și persoanele neasigurate. Ceea ce, din nou, este absolut fabulos, că știm foarte bine că persoanele neasigurate nu au acces la servicii de contate, nu au acces la servicii gratuite. Și, din nou, este o șansă pentru o parte, nu, în special pentru partea de populație vulnerabilă. De altfel, se consideră că, sau una dintre solicitările în proiect este ca 53% dintre pacienții înrolați să fie persoane vulnerabile și aici intră. Pacienții neasigurați, cei cu domiciliu în mediul rural, cei care lucrează exclusiv în agricultură, sunt o serie de categorii care fac ca o persoană să fie vulnerabilă și aceștia... În proiect este propus ca până în decembrie 2023, aceasta este perioada de desfășurare a proiectului, să reușim să înrolăm 50.001 pacienți. Cred că este o adevărată luptă la nivel de mentalitate să convingem oameni care în aparență sunt sănătoși, exact, să meargă la medic. Toată lumea spune... Se întâmplă, știu că se întâmplă, nu știu că nu știu deci, 100% la toți, dar nu mie. Da, nu mie. Nu Cum mie. Îi convingem pe ei să meargă la o astfel de... să participe la un astfel de program? Povestea o colegă din, de pe regiunea Sud-Muntenia, faptul că în momentul în care a avut un pacient diagnosticat cu cancer stenozant, deci un cancer serios, în momentul ăla toți cei de pe strada respectivă au venit, care se încadrau, au venit la screening.
Sigur că nu e cazul, nu e cazul să așteptăm astfel de momente. Este, cum spui tu, este foarte important să ajungem la nivelul acela de civilizație, în care, de educare, în care să mergem, să facem lucrurile preventiv. Și ar mai fi de spus faptul că, bun, eu nu o să fac cancer colorectal. Păi, da, poate, dar dacă ne gândim care sunt factorii de risc. Și aici vorbim de dietă, de obezitate, de sedentarism, de stres, de poluare, dacă vrei, de istoricul familial, dacă ai avut în familie sau nu, da? De istoricul personal, dacă tu ai avut anumite boli inflamatorii de colon sau dacă ai fost diagnosticat cu diverticuloză sau cu polipi colonici. Păi dacă ne gândim la astea, acum pe voi vă văd bine, dar sunt unii acei de față care au factori de risc pentru așa ceva. Și dacă ne uităm în prejurul nostru, cât procent din populație are obezitate, cât sunt sedentari, deja te duci, îți dai seama de ce se află în spatele aparențelor și cât anume din populație are riscul de a face această boală. Și atunci nu e, știi, exact, eu la fel pledoaria asta o am și atunci când vorbim de cancerul de sân, nu? Nu se poate ca în ziua de azi, despre asta e vorba, nu se poate ca în ziua de azi, când ai metode de depistare precoce, încă la noi în țară să se moară de cancer de colon, să se moară de cancer mamar, să se moare de cancer de coluterin. Sunt lucruri pe care le poți depista precoce, pe care le poți trata. Să fie femei care spun la 50 plus ani, să nu te respecti, să nu te iubești tu pe tine într-atât încât să nu te duci să faci depistare precoce. Și dacă noi ne iubim pe noi la vârsta asta, să ne luăm părinții, bunicii de mânuță și să înscriem în acest program. Uite, eu promit că le voi spune alor mei, se încadrează în marja aceasta. Și noi am mai vorbit, Georgia, cât e de important, sunteți frumoși, sunteți sănătoși. Aveți totuși obligația ca măcar o dată la 3 ani să faceți analizele complete, da? Să vedeți ce se întâmplă cu starea voastră. Asta, dacă vrei să ajungi la 60 de ani, la 70 de ani, să fii cu o sănătate corespunzătoare vârstei și să poți să te bucuri de cei în jurul tău. N-aș vrea să mă dau drept exemplu, dar dacă ar fi ca cineva să mă ia drept exemplu pentru ceva, aș vrea să știe că eu îmi fac analizele de sânge anual, un test Papa Nicolau anual, o ecografie mamară anuală. Exact. Și atunci stau liniștită la finalul anului că știu că sunt sănătoasă. Și e mult mai important. Eu le spun pacientelor atunci când vine vorba de Papa Nicolau, de ecografie mamară sau de mamografie, le spun, măi, așa cum te speli pe dinți, și sper că o facem cu toții, da, cel puțin de 2 ori pe zi, așa cum faci acest lucru, așa ai obligația ca femeie să faci ecografie sau mamografie, depinde de vârstă, respectiv examen Papa Nicolau. Promit că îi conving pe ei mei și aș vrea să ne promiteți că reveniți să mai povestim despre acest program. Cu tot dragul și, repet, datele se schimbă și oricând cu drag. Să povestim. Mulțumim. Vă mulțumesc foarte mult. Ca să ne mai detenționăm puțin, aș vrea să-l vedem pe cel mai urât câine din lume, așa a fost el încoronat. Mr. Happy Face. I-au ales și un nume potrivit. Faceți cunoștință cu domnul Happy Face, un cățel combinație între Chihuahua și Mohawk, ce a fost încoronat drept cel mai urât din lume. Acesta are mai multe probleme de sănătate și a fost inițial îngrijit de un hinghier. Asta nu a oprit-o pe actuala stăpână să vină la concurs și să se mândrească cu patrupedul său în vârstă de 17 ani. Ea a povestit chiar și momentul de la prima sa întâlnire cu iubitul său animal. Was the happiest, most beautiful creature I'd ever met in my life. And concursul a fost organizat în cadrul unui eveniment ce promovează adopția câinilor, chiar și a celor ce au anumite defecte fizice. Astfel, stăpâna lui Happy Face a ajuns să câștige $1000 și o excursie în New York. Cățelul a fost de asemenea fericit, iar potrivit descrierilor celor din juriu, în momentele de euforie, acesta scoate sunete asemănătoare cu un camion diesel.
Iată că ne revedem în această dimineață cu Cristina Cocriș, psiholog, numerolog și consilier în dezvoltare personală. Ne povestește astăzi despre impactul numerologiei în viețile noastre. Bună dimineața, bine ai revenit! Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Astăzi am venit să vă vorbesc nu doar despre psihologie, ci despre numerologie. Și m-am gândit să vin cu niște lucruri practice, să vedem cum ne atragem în funcție de personalitate și cum am putea noi să ne folosim de numerologie practic. Așa sunt multe formule și nu ne permite misiunea, dar gândiți-vă doar prin prisma unui singur lucru. Știm toți, puțin astrologia, am văzut că ați avut un astrolog, în ce lună suntem născuți. Da. Și doar luna ne arată o parte din personalitatea noastră. Ziua în care suntem născuți ne arată o altă parte, mult mai profundă a personalității și mai avem un lucru, numele nostru. Și m-am gândit să fac niște lucruri practice, să vedem când avem nevoie, nu știu, de puțină inițiativă, nu știu, vrei să faci ceva astăzi și n-ai chef. La cine apelezi? La mine. Cum faci de obicei? La mine, din păcate. Păi dacă ai ști la ce prieten să suni, să-ți dea puțină inițiativă, să-ți dea puțin curaj, să-ți dea puțin avânt, așa. Dar pentru asta ar trebui să fiu la curent cumva cu numerologia sa. Să vedem dacă poate fi un stimul... Da, sau doar să știi în ce lună ai născut. Ok. Wow, asta ar fi simplu. Nu, n-ar fi simplu. Știm. Să știi dacă e născut în iarnă. Ar trebui să știm în ce lună sunt născuți. Da, să știi că da. Deci am putea să facem și asta. Mai tare. Deci lui Valentin, dacă îi spui ceva de finanțe și de prieteni care au dare de mână, l-ai câștigat. Păi acolo ai prieteni născuți în luna 8-a, în august? În luna 8-a, în august, da. Da, chiar un prieten foarte bun. Uite, vezi, e un om la care poți, da, să apelezi atunci când ai nevoie să faci investiții, să discuți despre bani. Foarte adevărat. Foarte adevărat. Așa este. Da? Și putem lua așa fiecare lună, ca să fie pentru fiecare un suport emisiunea de astăzi, să vedem, da, tu ce nevoie ai la momentul ăsta, să vedem așa, despre ce te-ar preocupa. Odihnă, ceva, îmbrățișări, ceva, ridicat de moral, să zic. Atunci poți să apelezi, da, la o prietenă care e născută în februarie, este cel mai bun om să-ți fie suport, sau născută în iunie, pentru că sunt cei mai afectoși și acei oameni întotdeauna dispuși să ne asigure un suport în orice avem nevoie. Sau mănânci o grată de ciocolată și sigur se ridică moralul. Depinde în ce lună ai fabricat. Foarte adevărat, corect. Că și ciocolata are numerologia proprie. Exact. Și mai avem un element interesant, pentru că o să spuneți, păi nu știu, chiar toată lumea în ce lună e născută și poate că mi-este un pic greu. Facebook. Da. Corect. Dar avem un alt element în personalitatea noastră, numele. Da? Și am rugat și noi ne ajută colegii să punem un tabel cu fiecare cifră este asociată cu o literă. Și Georgiana, da, este, începe cu G, este 7. Șapte. Oricine are nevoie de un sfat, de profunzime, de a vedea o situație într-un mod amănunțit, da, disecată și analizată, va apela la cineva cu numele Gabi, Georgiana, da, care începe cu G. Este o energie care va atrage acești oameni care au nevoie de aceste informații. Acum se eu sunt pe coloana 4. Da, Vali. Dacă am nevoie de ceva practic, un simț practic, da, îmi lipsește stabilitatea, simțul practic, am să vin la tine și am să discut și o să-ți spun problema mea și sigur tu vei găsi o soluție foarte pragmatică la ceea ce am de făcut. Se prea poate, da. Da. Da? Și atunci putem să folosim numele ca un reper. Este o energie prin care noi emanăm ca personalitate ceva în jurul nostru și oamenii se conectează cu noi pe acea energie, sau, într-adevăr, o parte, masca noastră socială, o vedem prin luna în care suntem născuți. Are relevanță și numele de familie aici? Numele de familie e o poveste mai complicată. Numele nostru complet din certificatul de naștere ne arată o caracteristică, un dar, un har pe care îl avem. Da? E o atitudine pe care putem să o folosim oricând, oriunde. Iar din acest nume, numele de familie este ceea ce am primit de la părinți, din această comoară frumoasă pe care ne l-a dat numele complet, ne-au dat și o karmă, se numește numerologie, adică o temă. Noi venim cu acest bagaj în ADN și vrem, nu vrem, da, preluăm bagajul familiei și numele de familie ne arată acel bagaj pe care noi îl avem
în ADN de la familie și automat sunt și lecțiile noastre pentru a putea ajunge să funcționăm așa cum vrem noi să fim, nu prin prisma educației familiei. Mai bine cu o problematică. Noi, doamnele, ne mai schimbăm numele, uneori și domnii, la căsătorie. Acolo se întâmplă ceva? Începem să purtăm altă misiune? Din punct de vedere numerologic, numele ne schimbăm și domnii și îl schimbăm. Am prieten care și-a schimbat numele prin hotărâre judecătorească. Noi alegem să funcționăm pe o altă energie, pe o altă temă. Numele în sine este, dacă facem pe analiza asta cifre și litere, compus din mai multe energii și alegem să schimbăm acest calup de energie de care altfel până la momentul ăsta l-am folosit. Da? Doamnele după căsătorie au nevoie de o perioadă de adaptare și ați văzut că ne este greu să spunem noul nume și ne bâlbâim așa la început, pentru că nu integrăm în totalitate acea energie, dar după 7 ani suntem în totalitate pe karma soțului și de-aia este important să preluăm numele domnului cu care vrem să creăm o familie, pentru că așa integrăm și energiile respective și preluăm practic și bagajul acelei familii. Și ne va accepta mult mai ușor familia. Ce frumos! Uite, e o explicație așa, sensibilă de dimineață. Practic și copilului îi creezi un atu decât într-un context conflictual în care legea îți permite să pui și numele mamei și numele tatălui alăturat în numele de familie al copilului, să-i dai două karme și săracul să nu știe ce să facă cu ele. Le va duce pe ambele, dar cu siguranță există și niște avantaje. Cu cât avem un nume mai lung, înseamnă că avem un calup mai mare acolo de energie și există o dominantă, pot cei de acasă să calculeze, să vadă acel număr care se repetă de mai multe ori. Și aia e o dominantă. Acel număr care lipsește, trebuie să vedem că este o energie care ne lipsește și nu neapărat este de folos pentru noi, că dacă este numele nostru inițial și nu mai avem numele preluat, vom simți lipsa acestui lucru. Dar cu siguranță, că tot am plecat de la ideea de personalitate, vom găsi în jurul nostru oameni care au, da, ori numele, ori sunt născuți în luna respectivă și îi vom atrage în viața noastră să ne ajute, să vină cu aportul ăsta, că au acele caracteristici. Mi se pare foarte interesant. Noi totuși cred că suntem curioși să aflăm mai multe despre noi, dacă tot avem ocazia să stăm de vorbă cu tine în această dimineață. Dacă eu am ziua de naștere 29, 2 cu 9, 11, ce se întâmplă cu acel 11? Se mai reduce? Auzisem eu ceva de un număr maestru. Da, ai un flip chart, dar ai un marker. Un marker, da, e acolo. Valentino, ca să facem așa să fie chiar simplu și pentru cei de acasă să-și scrie. Deci tu ești născută și aproape pe tine. 29, da? În ce lună? 06. Da? Asta este vibrația ta interioară. Ok. Și vedem că ești un om înclinat spre relații, ai nevoie de parteneriat, ai nevoie de ceilalți pentru a-ți consuma energia vitală a vieții și ești un om care aduce tot timpul schimbarea în jur. Ești acel om altruist, acel om care are capacitatea să transforme în jurul lui lucrurile. Într-adevăr, le adunăm și obținem un 11, care este într-adevăr maestru înțelept. Dat faptul că avem 2 de 1, da? Să ne gândim că sunt două săgeți. Am tot timpul acea energie a noului început, de acțiune. Dar nu uităm că se duc într-un 2, pe care oricum îl ai la început, da, de a face tot timpul parteneriat. Noi, în relația noastră acum, te vedem pe tine aici. Asta e masca ta socială. Acel om popular, acel om care tot timpul este la dispoziția celorlalți să-i asculte, să le aducă armonie, să fie în echilibru toată lumea în jur. N-ai nevoie doar tu să fii în echilibru, echilibru tău se creează prin relațiile cu ceilalți. Dar dacă vrem într-adevăr să cunoaștem un om în profunzime, o să facem 29 plus 16 și o să vedem că este 35. Corect? Am făcut bine? Da, 6, da. Da, 35. Da? Eu practic mai descoper la tine și o creativitate foarte crescută și o capacitate foarte mare de a inova, de a avea idei, de a fi mobilă. Asta e personalitatea ta completă dacă vrem să analizăm. E adevărat că mai avem un calcul. Pot să fac această scădere și să-ți văd fricile și să aflu care Opa! Sunt vulnerabilitățile tale. Opa! Chiar da? Sunt curioasă. Da? Da. Ești de acord facem public acest lucru? Da. Că este o alegere a ta. Da. Dar trebuie să vedem aceste frici, că este important să ne le cunoaștem, tocmai pentru că este o breșa noastră și putem să ținem cont să nu fie o vulnerabilitate, ci să am cumva în control acest lucru. Și facem 29 minus 6,
da? Și obținem un 23. Da? Și punem aici, dacă asta să le vedem, da? Punem de data asta. Ce înseamnă? Că în anumite relații cu anumiți oameni nu poți întotdeauna să comunici la fel de liber, da? Datorită unei stime de sine scăzută. Așa. Dacă stima ta de sine nu este una corectă, pentru că asta înseamnă un 5 aici, libertate, mobilitate, o stimă de sine corectă, da? Tu vei fi în prezența unor oameni blocată din punct de vedere al capacității tale de socializare, de comunicare, de creativitate. Foarte așa? Interesant. Așa e, da. Da, da, mie numerologia mi se pare cea mai precisă metodă de a te cunoaște dacă nu reușești singur să accesezi câteva pârghii. Dar uite, în momentul în care mi-ai spus treaba asta, eu am recunoscut în mine și am zis, da, așa e. Da. Asta ne ajută. Până la urmă nu este decât un instrument de autocunoaștere și, într-adevăr, ne ajută foarte mult să ne îmbunătățim comunicarea, relaționarea cu ceilalți. Pentru că dacă știu punctele tale forte, o să vin să crez cu tine o relație pe punctele tale de interes. Dacă știu slăbiciunile, într-adevăr, da, știu că ai o breșă acolo, pot să vin și să te influențez. Dar poate că tu ești la fel într-o etapă de autodezvoltare și să-ți știi acel punct sensibil și să nu mă lași, da, să vin să, și să intri cu mine într-o negociere corectă. Ăsta e marele atu. Într-adevăr, avem multe calcule să vedem structura, avem numele care ne arată, da, trebuie să vedem că este un atu, o creativitate, da, de la cât, de la Cristina, de la o stabilitate, un simț practic, o înțelepciune și un perfecționist pe care tu l-ai, eu asta transmit oamenilor din jur. Și dacă pe asta atrag oamenii, nu să fiu surprinsă când oamenii vin și cer asta de la mine, că e masca mea socială. Și atunci sunt pregătită că ceilalți asta așteaptă de la mine. Să nu-l lăsăm și pe Valentin în așteptare, putem să facem și pentru da, el sigur. Calculele acestea. Ok, la mine ziua este 1-01 sau 1 și luna este a 9-a. Wow! E bine să vede rău wow-ul ăsta. Cei din septembrie sunt acei oameni care au o capacitate de influență în jur foarte mare. Da? Deci ei sunt idealiștii și cei care reușesc să se adapteze și celor din prima jumătate a anului, inclusiv luna a 6-a intră în categoria asta, și celor din ultima parte a anului care sunt cu o personalitate complexă. Da? Cei din octombrie, noiembrie și decembrie au combinația asta de energie și au într-adevăr o personalitate pregnantă, ne amprentează pe noi ceilalți mai mult decât putem noi să o facem. În cazul ăsta, da, dacă ne gândim la un 1, știm că întotdeauna ești un lider, ești un om care are propriile lui acțiuni și ești greu de influențat. Da? Ai o personalitate, o identitate bine stabilită și ai nevoie să ți-o manifesti. În momentul în care vine cineva cu un 2 și încearcă să-ți schimbe ideile, vei face în așa fel încât să-ți pui punctul tău de vedere, pentru că dacă nu ți-l spui și te adaptezi, o faci, dar fără să-ți uiți, da, ideea sau direcția pe care tu ai. De ce? Pentru că adunate un 1 cu 9, o să obțin un 10. Da? Deci nu mă lasă să fiu lider decât absolut. Zero ăla îmi spune, am putere în orice situație să nu îmi pierd direcția, să nu îmi știu drumul, să nu îmi știu interesele, dacă vrei. Da? Dar, ca și în cazul Georgianei, facem o scădere și obținem un 8. 8-ul, deși eu l-am făcut așa deschis, dacă l-aș fi făcut corect undeva mai sus, de oriunde plec, da, eu ajung în același punct. Și trebuie să văd că dacă nu-mi știu foarte clar direcția, tu ai o putere foarte mare, dar de fiecare dată te vei întoarce în același punct. Mă învârt în jurul cozii. Nu, te învârți în cer mai degrabă. Dacă ajungi în același punct și te întrebi, ok, dar de ce sunt tot în punctul ăsta, aș vrea să fiu mult mai departe, da? Frica de asumare a unei poziții sociale, a unui rol social, a unei puteri materiale, este una din tematicile fricilor tale. Și atunci trebuie să vezi unde vreau să fiu, care e rolul meu social, ce-mi doresc eu din punct de vedere financiar ca și putere să fiu și să-mi asum asta vreau și nu renunț să rămân în punctul mort, orb, cum se numește în șoferie. Asta nu m-am gândit până acum, dar cred că într-o oarecare măsură chiar mă regăsesc undeva pe acolo. Eu foarte știu adevărat. Un context în care tu spuneai că ai vrea să-ți mai iei un job, eu să tot recomandam și el tot o ținea pe-a lui și eu nu puteam să trec de nicio barieră. Deci iată acel 1 super decis. Și da. Cred că se leagă foarte frumos acel 1 cu 9, faptul că ești foarte
convingător, în aceeași măsură și nouă ți aduce această putere de convingere. Deci e o putere dublă, nu? Cei care sunt născuți pe nouă, asta spuneam, sunt idealiști, dar sunt și cu o capacitate inspirațională atât de mare, ei având niște idealuri foarte mari. Eu m-am entuziasmat acum și aș vrea să revii, să mai facem astfel de lucrurile și îți mulțumim tare, tare mult că ne-ai lansat și nouă această provocare și te așteptăm cu drag de fiecare dată. Revin cu mare drag. Mulțumim. Succes. Mult. Mulțumim. Numai bine. Mergem puțin și către zona meteorologică. Avem parte de ultimele relatări și informații din partea colegei noastre, Romina. Bună dimineața din nou. Presimt că e cald rău. Bună dimineața din nou. Ei bine, sfârșitul săptămânii și începutul lunii iulie ne aduce un val de căldură ce va persista. Astăzi va fi o zi fierbinte cu temperaturi caniculare. În partea de vest aerul este irrespirabil, disconfortul termic este foarte accentuat și temperaturile vor fi mai ridicate pentru această perioadă. Astăzi va fi și un cod roșu în ținuturile vestice. Temperaturile se vor situa în jurul a 38-39 de grade Celsius în județele Arad, Bihor, Satu Mare, iar în Sălaj, Maramureș, Bistrița, Năsăud vor fi chiar 36-37 de grade Celsius. Valul de căldură persistă local în zonele joase, în Banat, în Transilvania și în Moldova. După amiază se vor înregistra valori de 36-38 de grade Celsius, iar noaptea nu vor coborî sub 18-22 de grade Celsius. Cea mai mare parte din țară se va afla sub cod galben de caniculă, iar disconfortul termic se menține ridicat, cerul va fi însorit, vântul va sufla slab și moderat. Ei bine, în est, atmosfera se menține caldă, dar mai târziu se vor aduna norii și vor aduce câteva ploi. Vor fi însoțite și de descărcări electrice. Temperaturile vor fi cuprinse între 27 și 38 de grade Celsius. În București, atmosfera se menține caldă, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, temperaturile vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade Celsius. Mâine, în mare parte, va fi senin, vântul va sufla slab și moderat, iar rafalele vor atinge 10-15 km pe oră. Valorile termice vor fi cuprinse de asemenea tot în intervalul 20-35 de grade Celsius. Poi mâine va fi parțial înnorat, dar soarele își va face apariția. Valorile termice vor fi între 19 și 35 de grade Celsius. La munte va fi o vreme caldă și instabilă. Va fi o atmosferă însorită în majoritatea masivelor, însă după amiază se adună norii și apar averse locale cu tunete, fulgere, grindină și chiar vijelii. Maxima va atinge 28 de grade Celsius în predeal. La mare temperaturile scad puțin, însă vremea rămâne caldă, soarele va fi prezent, astfel temperaturile vor urca până la 28-29 de grade Celsius în Mamaia, iar apa mării va avea 25 de grade Celsius. Acestea sunt informațiile despre vreme, să aveți un weekend minunat! Mulțumim tare mult, Romina! Foarte frumoasă, Romina! Da, foarte frumoasă. Da. Dacă ai încercat să citești, cu siguranță te-ar distrage. Eu așa zic. Zici tu? Eu așa zic. Mă, dar, da, îmbrăcată cum este astăzi, da. Trebuie să zic că da. Dar avem parte de câteva recomandări de lecturi pe care musai ar trebui să le abordăm în această viață. 10 titluri pe care Teodora Maria ni le recomandă în această dimineață. Înainte să murim de cald. Hola amigos, welcome back! Bine ați venit sau revenit aici pe canal, eu sunt Teo. M-am gândit să-mi fac o listă pentru cărțile pe care vreau să le citesc înainte să mor. Cu prima carte mergem în Rusia, mergem la Fyodor Dostoevski, un autor despre care am auzit foarte, foarte multe lucruri, însă nu am citit nimic de la el, am citit doar ceva de la Tolstoi și de la Mihail Bulgakov și atât, cred. De la Fyodor Dostoevski, m-am gândit. Crimă și pedeapsă l-am început la un moment dat și de pe telefon, sincer, și mă pierdeam printre rânduri și n-am ajuns foarte departe, așa că nici măcar n-am trecut-o pe niciunde cam început-o sau așa. O să o reiau la un moment dat, însă de la el, sincer, vreau să-mi trec pe listă Frații Karamazov, pentru că mi se pare că toată lumea cumva preferă cartea aceea, cumva toată lumea zice, da, dar Frații Karamazov, toate sunt frumoase, dar Frații Karamazov, așa că, nu știu, pentru mine, asta este prima carte pe care vreau să trec în listă, Rusia,
Fyodor Dostoevski, frații Karamazov. Din Rusia mai apoi mergem în Italia. Mergem în Italia, unde vreau să citesc, sunt 3 volume, dar se numește Divina Comedie de Dante Alighieri și cele 3 volume se numesc Inferno, Purgatoriu și Paradis. Din ce știu eu, cărțile astea au stat la baza, la temelie, la căpătâiul a tot ce înseamnă sau cum a fost privit de către oameni Infernul, Iadul de după aia, pentru că ce face el în aceste cărți este să descrie cumva cele 9 circuri ale Iadului, din ce știu, cel puțin parte de Inferno. Purgatoriu și Paradis, chiar nu știu foarte multe despre ele, însă automat vreau să le citesc toate împreună. Așa, mai departe. Din Italia mergem în Spania. Cartea se numește Don Quixote de Miguel Cervantes, Don Quixote de la Mancha. Știu că sunt 2 volume și sunt destul de măricele, din ce știu. La fel, cum am zis, toate sunt destul de măricele. Știu că este o carte foarte, foarte amuzantă, poate cea mai amuzantă din perioada respectivă. Foarte multe lume a citit-o și știu că eu am avut-o în biblioteca din generală. Am avut cele 2 volume de la Don Quixote. Știu că întrebasem pe profesoara mea de română despre ce este povestea, dacă să o citesc sau nu. Și ea mi-a zis că este foarte amuzantă și că este foarte ironică și sarcastică și că mi-a dat citit-o. Și știu că am luat-o acasă și cred că nu am citit deloc, pur și simplu treceau zilele și am dus-o înapoi, după aia și atât. Și acum când mă gândesc, parcă le și văd în fața, că mi-a rămas de atâta timp cu mine această carte și n-am auzit să o citesc. Dar de ce? De ce am renunțat? Așa că este pe lista mea la un moment dat, când o fi, chiar sper să ajung să citesc și Don Quixote de la Mancha. Mai departe, să trecem la niște termuri fermecate, la ceva mai fantastic așa. Mergem în UK cu Stăpânul Inelor plus Hobbit. Adică vreau să fie tot. Vreau să fie Hobbitul, care știu că este o singură carte, și Stăpânul Inelor, care sunt care e format din 3 cărți, parcă, din ce știu eu, de J.R.R. Tolkien. Ideea este că eu am văzut filmele, cred că chiar de mai multe ori, și mi-au plăcut de fiecare dată, și Hobbitul și filmele și filmele de la Stăpânul Inelor mi-au plăcut foarte mult de fiecare dată și te încarc așa cu multă fericire. Pe mine, personal, chiar mă destinde foarte mult. Filmele mă destind foarte mult. Povestea în sine mă destinde foarte mult. Ok. Așa. Și am rămas cu impresia, cumva, că este un, ca un fel de desen animat și nu știam neapărat care cărți foarte importante făcute în spate, asta acum ceva timp. Și după ce am început BookTube și chiar și dinainte, când am început să reiau contactul cu cărțile așa în fiecare zi și am început să mă uit după cărți mai atentă în biblioteci, în librării, am văzut peste tot o grămadă de ediții și de versiuni de la Stăpânul Inelor, toate superbe, superbe, așa că pe lângă cum ar arăta în bibliotecă. Și după aia am revăzut și filmele încă o dată și m-a atras mai tare și așa că e pe listă. Din UK mergem în Mexic. Mergem în Mexic la, probabil că vă dați seama, Gabriel García Márquez, Un veac de singurătate. Este o carte despre care am auzit că este de un realism magic minunat și fantastic. Este cartea preferată a multor persoane și este o carte preferată la multor booktuber pe care îi urmăresc și cumva mereu când vorbeau de ea, la fel, o carte destul de amplă. Să nu uităm, tot ce avem aici este foarte amplu, dar cu siguranță merită și cu siguranță îți oferă tot ce ai nevoie în ce privește o lectură plăcută, o lectură în care să te pierzi pur și simplu, mai ales că este din realism magic. Din Mexic mergem mai departe în Franța. Am zis că ne învârtim așa, facem un ocol drăguț. Din Franța, unde majoritatea lumii are rege mizerabili, este și pe lista mea, dar nu este un must. Mizerabili sau Notre-Dame de Paris, care la fel mă interesează, dar ce mă interesează și mai mult și mi-a rămas cu mine cumva numele încă din copilărie este Fantoma de la Operă de la Gaston Leroux. Ceva de genul. Fantoma de la Operă cumva mi se pare că poate sau poate este greșit, nu știu, dar în capul meu mi se pare că are o mai multă moștenire lăsată populației de-a lungul timpului. Nu știu cum să explic. Sunt filme făcute, sunt piese de teatru, sunt operete, operă, făcute după Fantoma de la Operă. Așa că mi se pare cumva, la fel ca Dama cu Camelii, care a fost transformată mai apoi în piese de teatru, filme și Traviata. Cumva mi se pare că parcursul acesta rămâne mult mai mult peste ani și ani de zile, pentru că și acum astea, și Fantoma de la Operă, doar când auzi titlul,
îți inspiră foarte multă istorie și bogăție istorică pe care o ai. Mergem mai departe. Din Franța mergem în America, unde vreau să citesc o carte care a fost scrisă în 10 ani, a durat până a fost terminată de scris această carte. Este o carte pe care cred că nu o cunoașteți. Sau poate n-ați auzit de ea foarte mulți dintre voi, pentru că știu că nu e tradusă la noi în română încă, pentru că am căutat-o și eu pentru acest videoclip și nu e tradusă încă la noi. Se numește House of Leaves de Mark Z. Danielewski. N-ar suna că ar fi american, dar este. House of Leaves, această carte, știu de ea tot de la cineva din afară, care face BookTube. Și știu pentru că mai apoi m-a mai interesat, că mi s-a părut interesant ce a zis ea. Și este o carte horror. Așa că v-am zis, avem din mai multe genuri aici. Este o carte horror care, cumva, este despre o casă care arată într-un fel pe afară, dar în momentul în care intri înăuntru, pereții nu mai sunt drepți și alea nu mai se mișcă și alea sunt ciudate și acoperi tavanul e nu știu cum și podeaua e nu știu cum. Și știu că multă lume zice că este una dintre cele mai groaznice cărți la modul de horror adevărat, în care chiar îți este frică și foarte multă lume zice că după ce au citit această carte le era frică să fie singuri în casă sau se uite prea mult la un perete pentru că începeau să-și aducă aminte din ce citiseră în carte și li se părea că se întâmplă și la ei în casă. Este fix ce îmi doresc să citesc și eu. Bun, și acum ne apropiem de final. Mergem în Germania. Mergem în Germania de unde, în general, să știți că nu am citit foarte multe cărți. Mi-am dat seama urmărind pe acolo statisticile, rafturile pe care le-am eu în Goodreads, nu am citit foarte multe cărți. Și îmi doream foarte mult pe această listă și să pun și o carte care să fie cu povești. Cu poveștile noastre minunate. V-am mai zis că vreau să citesc toate cărțile de povești pe care le-am avut când eram mici sau desenele din care au fost inspirate din povești. Vreau să văd poveștile adevărate din spatele desenelor. Însă, ce m-am gândit, în loc să pun Christian Andersen sau în loc să pun Frații Grimm, m-am gândit să aleg un volum care se numește, la fel, nu e tradusă încă în română, așa că nu știu cum o să fie tradusă și așa că zic pur și simplu din cum e în engleză. Cartea se numește The Turnip Princess and Other Newly Discovered Fairy Tales. Deci această prințesă și cu alte povestiri, alte povești descoperite pe nou. Și este scrisă de Franz Xaver von Schönwert. Sper, nu știu. O să mă certe fratele meu dacă n-am pronunțat corect, dar asta este. Oricum, cine este acest Franz? Acest Franz a colectat de-a lungul timpului, de-a lungul vieții lui, foarte multe cărți sau povești folclorice, așa, prin vii grai sau prin vechi manuscrise pe care le-a găsit el și au fost publicate după aia în această carte. Mai este un volum care se numește chiar așa, folcloric, bavarian, ceva, nu știu, folclor bavarez, dar aceea nu este deloc la noi în România. Volumul acesta, ele nu sunt neapărat o continuare, dar au fost puse unul după altul și ambele sunt cu povești pentru copii, folclor din Bavaria. Ce e special această carte este că foarte multe povești aici, din cartea asta, au fost scrise sau au fost cunoscute de către, au fost făcute cunoscute de către frații Grimm. Și sunt foarte multe din poveștile astea pe care le știți. Și acum acest Franz merge și găsește adevăratele povești. Și de foarte multe ori să știți că poveștile sunt cu băiatul care îi se întâmplă ceva și prințesa îl salvează. Și nu invers, așa cum este în toate poveștile de la frații Grimm. Și cumva sunt aceleași povești, dar folclorul și cum au fost ele spuse adevărate prima dată, cum a fost pusă povestea, a fost cu băiatul care era blocat undeva și prințesa l-a salvat. Adică de foarte multe ori situații erau un pic inverse sau existau situații în care nu avem neapărat un final fericit. Bun, din Germania mai facem o oprire în UK, a mai fost o dată, dar aparent de două ori pe această listă și anume vrem să-l vizităm pe William Shakespeare. Și eu am mai zis că vreau să citesc niște piese de la lui, că vreau să mai citesc și niște teatru, că vreau și eu să mai... Și am citit anul ăsta niște teatru, dar ce este așa cunoscut în principiu de toată lumea sunt poveștile teatru de scrise de către William Shakespeare. Și eu am citit doar Romeo și Julieta și cumva mi se pare că, băi, măcar să încerc să mă citesc ceva. Și m-am gândit ori Hamlet, ori Macbeth. Nu știu oricum nimic despre niciuna dintre ele, deci oricum ce aș începe ar fi ok pentru mine.
pentru că nu am cu ce să compar, nu am cum să zic că era mai bună asta decât cealaltă, dar cumva pentru mine astea mi se par cele mai recunoscibile după Romeo și Julieta și aș vrea să le citesc, să văd ce și cum. Și ultima, și gata, încheiem această listă cu cărțile pe care vreau să le citesc înainte să mor, mergem în Grecia de data asta, de unde, sincer, nu știu dacă am vreo carte citită, mi se pare că sunt... E foarte puțină literatură grecească de care să știu, să cunosc, probabil că ea există, dacă știți ceva, vă rog să spuneți în comentarii, doar eu nu am ajuns la ea. Și vreau să citesc Iliada, Odiseea și Eneida de Homer, ca să avem și niște poezie în final, pe lângă Divina Comedie, care nu știu exact dacă era în versuri sau nu. Eu am mai citit ceva... mi se pare, ceva Legendele Olimpului, dar nici pe alea până la capăt, erau desenele cu Hercule. Ideea este că mie îmi place foarte mult mitologia, dar mi se pare foarte greșit să zic că îmi place mitologia, dar n-am citit astea care sunt cele mai importante, cumva, Iliada, Odiseea și Eneida. Știu ceva despre ele, știu parte din istorie, știu din zilei respective, că am învățat la școală și la mai departe, dar nu știu toată povestea și mi se pare ciudat, zic, dar mie îmi place foarte mult mitologia, și aia nordică, și aia, și aia, și aia. Dar eu n-am citit nici pe asta grecească ca lumea. Așa că de asta este pusă pe lista mea. Astea au fost cele 10 cărți pe care vreau eu să le citesc în viața asta. Obligatoriu. Îmi doresc foarte mult și sunt sigură că o să ajung la ele la fiecare în parte. Doar că durează. Pentru că sunt toate mari, nu pot citesc una după alta toate cărțile de pe lista asta și gata, am terminat. Sunt mai multe decât 10 pentru că unele sunt mai multe volume și așa mai departe. Adică o să fie un proces. O să dureze ceva timp, dar când o să citesc, nu știu, 5 dintre ele, mai vin cu o completare pentru voi. Cu o lectură bună se asortează o înghețată foarte bună de la partenerii noștri, Siviero Maria. Gelateria ta italiană, of course, asta a strâmbit pe italiană. Ei, o dăm noi așa, dar uite, putem să le arătăm celor de acasă că avem cu fistic... cu bacio, cu ce vreți și așa. Voi. Cu ce vreți voi, numai să veniți aici, da. La Metropola TV. Asta e regula jocului. Veniți la noi până în ora 16, Casa Presei, Corpa 3, și nu primiți etaj doar... 4, Metropola TV, intrarea pe alea tipografilor, vezi că am zis, vezi că am știut. Asta zic, nici nu te-am întrerupt, n-ai văzut. Și nu primiți doar două, primiți patru bucăți. Da, facem un selfie și postăm pe social media și ne bucurăm și savurăm această înghețată. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate, timp în care vă așteptăm să veniți fuga fuguța la Metropola TV să luați înghețată.